Am făcut un protest, dat fiind faptul că n-am fost de acord cu faptul în sine că niciun constructor nu poate să execute o lucrare la prețul, la jumătate din prețul estimat de către, proiectant. Dat dovadă fiind faptul că aici ne-am aflat aici, am protestat într-un mod mai puțin neobișnuit, nu am făcut scandal, am vrut să ne facem oarecum auziți și dat fiind faptul... Ați făcut și niște tricouri personalizate. Ce cere OTPDL primăriei Focșani în cazul finanțării reparațiilor la școala Ștefan cel Mare? Vrem o transparență totală, dat fiind faptul că este o sumă destul de măricică, banii aceștia ar putea să intre într-o stradă, într-o parcare care ar putea fi amenajată la nivel de municipiul Focșani. Nu zic nu, că nu s-ar putea și nu este un proiect, adică este ok din punctul nostru de vedere, dar dat fiind faptul la bun început s-a început cu o sumă, apoi s-a ajuns la cu tot o altă sumă. Deci să cer alți bănuți, drept urmare, vrem să știm exact cum stau lucrurile. Ce pot să vă zic? Vis-a-vis de aceste lucrări, nu mi s-a părut o transparență totală, atât față de, bineînțeles, atât constructorul, cât și proiectantul. Rămâne de văzut exact dacă domnul primar o să ia decizia corectă, să decidă dacă putem să avem și noi acces la tot ce înseamnă transparență, în ghilimele. S-au făcut niște acuzații la adresa primăriei vis-a-vis de banii cheltuiți la investițiile de la școala numărul 9, inclusiv din partea consilierilor USL. Ce se întâmplă? Păi da, în primul rând să meargă să vadă despre ce e vorba. Este foarte ușor să vorbești când nu știi despre ce este vorba acolo. Domnul Vrabi a fost acolo? Nu cred că a fost vreodată. Ceea ce trebuie văzut, așa cum arată unitatea de învățământ, și eu ce am spus foarte clar. Sunt lucrări executate și care trebuie plătite, care n-au fost prinse în documentația inițială. De ce nu au fost prinse? Nu a prins proiectantul. Nu a prins zugrăvelile în toată școala. Poți să predai o școală fără zugrăveli? Ne-au dat jos tot ce a însemnat sistematizare verticală, că practic asta mai avem de făcut. Curtea, împrejmuirea și așa mai departe. Nu sunt de acord. Așa o las și dacă o să le placă, eu n-am nimic împotrivă. Nu sunt eu cel în măsură să hotărăsc modul de folosire a banilor. Este și... Cel puțin ceea ce pot eu să spun, unde trebuie să investiți banii pentru ca o lucrare să arate terminată și să arate corect, conform normelor, tuturor normelor, și interne și externe, așa cum se cere pentru o unitate. Este și o negligență a primăriei faptul că anumite lucrări nu au fost prinse? Nu, negligență, nu poți să o numești negligență, pentru că ce se întâmplă? Nici dânsii n-au prea multă cunoștință. Primim, comandăm o documentație. Această documentație ajunge la noi. Pe baza acestei documentații, noi întocmim ofișe și scoatem lucrarea la licitație. Lucrarea pleacă la București, intră în SEAP și se declară câștigătorul. Noi nu avem nicio treabă. Avem reprezentanți de la Ministerul de Finanțe care asistă la toată această licitație. Eu, credeți-mă, că nici n-am știut și nici nu știu și nici nu mă interesează ce firme participă. Dar, în schimb, acest constructor a executat lucrări de foarte bună calitate. Dacă el n-a prins zugrăvelile, puteam să-mi termin această unitate de învățământ, trebuia să vin cu notă suplimentară de lucrări pentru zugrăveli. Același lucru se întâmplă la școala numărul, la Colegiul Unirea, da? Nu sunt prinse zugrăvelile. În condițiile acestea, eu ar trebui acum, așa cum este proiectul, să intru, să pun lambriurile, să pun pardoseala de parchet, fără să realizez zugrăvelile. Chiar este o sumă ieșită din comun în condițiile în care, înțeleg, 2%, dar pot să ajung și până la 10-15% pentru a completa niște lucrări. Cine n-a executat o lucrare nu-și dă seama că pe parcursul execuției lucrării, lucrarea la un moment dat singură își cere ce lucrări să mai faci. Și normal, vii cu acte, cu asta, dispoziții de șantier, pe baza dispoziției de șantier se calculează niște valori și care trebuie să aprobate. N-am ce să fac. Ați vorbit de niște verificări și apoi să se ia niște decizii. Să vină să verifice, pentru că eu consider că totul este corect și legal. Ceea ce fac, nu fac altceva decât încerc să completez niște lucrări care nu au fost prinse în documentații, pentru că atunci când vom face recepția, lucrarea se arată într-adevăr ca lume. De ce consilierii PSD, în speță domnul Cătălin Vrabie, nu are încredere în dumneavoastră? Că doar sunteți colegi... Întrebați-l pe el.
nu mă întrebați pe mine, întrebați-l pe el. Fiecare are modul lui de a gândi și de a se comporta, așa că n-am niciun fel de problemă. Vă deranjează? Nu cred. Păi mă deranjează că după 13 ani de zile să vii cu astfel de treabă. Eu nu cred că a existat cineva în orașul ăsta care să-i fie acordat vreun favor pentru ceva sau aș fi încercat să, cum să favorizez pe cineva. Domnul primar, se vorbește în târg. Da. Că domnul Cătălin Vrabie ar dori să vă ia locul înainte de terminarea mandatului. Bine, cu toată plăcerea, dragă, dar pentru asta trebuie să fac alegeri din nou, trebuie să faceți alegeri din nou, dacă bine. Eu nu țin cu dinții de aceea. Ceea ce doresc, într-adevăr, vreau, într-adevăr, să finalizez aceste proiecte. Nimeni nu știe și habar n-au. Așa, unde se lucrează la ora asta? În Focșani, cred că se lucrează în peste 30-50 de locuri. Am un singur inginer constructor. Și cu mine, eu acum... Dar veți avea city manager. Și ce face ăla? Nu, vorbesc foarte serios. Mulțumirea mea este să-mi termin aceste proiecte pe care le-am început, să rămână ceva pentru orașul ăsta, nu pentru mine. Pentru acest oraș, pentru cetățenii din municipiul Focșani. Acum, da. Poate, într-adevăr, să înceapă școala, pentru că școala este terminată în interior. Practic, trebuie șters praful, făcut curățenie, așa, dar, în schimb, nu-i terminată curtea, nu-s terminate terenurile de sport, așa aș fi vrut. Gard frumos făcut, un mic perculeț acolo, adică să arate totul de la un capăt la altul frumos. Dacă nu vor, nu vor, ce să-i fac.